vânzare dobașii. Dobașii care impun ritmul jocului ursului. Un joc devenit celebru, ca și localitatea dumneavoastră de altfel, venit din negura timpurilor până în prezent, când, atunci când îi vizionăm, ne transpunem parcă prin anii 900, atunci când această vale era locuită de o populație numită Uzi. De la Uzi vine numele acestei văi, vine numele acelei poieni celebre din Aval, din Amonte, pardon, vine numele râului Uzi și, în ultimul rând, vine această ceată, vin aceste cete de urși. Populația aceasta numită Uzi a trăit în această zonă în jurul anilor 900 până în 1200. Populație de războinici, populație dârză, care avea un principiu excepțional, un principiu pe care l-am putea urma chiar și în zilele noastre, acela de a nu-și avea căpetenia mai mult de un an de zile. Căpetenia militară alături de căpetenia spirituală, care rămânea statornică, un fel de șaman, dacă îmi este îngăduit, un fel de părinte spiritual, un fel de vraci. Spuneam că alături de această căpetenie care era pe viață, exista și conducea comunitatea o căpetenie militară, care se schimba în fiecare an. Căpetenie care nu se alegea oricum. Cei dintre vitejii acelei comunități, bărbați adevărați, încercați în luptă și conștienți de puterea pe care o au, încrezători în forțele proprii, luau drumul și cărarea muntelui în căutarea ursului pe care încercau și de multe ori izbuteau să-l răpună cu mâna goală. Probabil că cu armele de mână ale acelor timpuri. Învingători, pentru că exista posibilitatea ca și mai mulți dintre acei bravi bărbați să învingă ursul, veneau în mijlocul comunității la final de an, prezentând trofeul izvânzii. Nu aduceau întreg animalul răpus, ci aduceau pielea pe care o înălțau deasupra capului, o prezentau comunității și astfel demonstrau că au calitățile fizice, morale, de adevărat bărbat, de viitor lider militar al acelor comunități, al acelei comunități. Poate vă puneți întrebarea ce se întâmpla atunci când veneau mai mulți câștigători, mai mulți învingători. Bărbații care dobândeau pielea ursului, care reușeau să învingă fiara, să îmblânzească natura, purtau aprige lupte în fața și în mijlocul comunității, iar dintre aceia învingătorul devenea conducătorul militar pentru următorul an calendaristic. Acesta este motivul pentru care acea piele, devenită simbol și dovadă a bărbăției, rămânea ca o diplomă din zilele noastre, ca un certificat în sânul acelei familii care pentru următorul an dădea conducătorul militar. Această piele era prezentată și ridicată deasupra capului, ulterior, an de an, de membrii acelei familii, care, bineînțeles, după cum am spus, cedau locul de conducător militar pentru următorul brav bărbat, ce se dovedea în felul acesta brav, aducând o nouă și o nouă piele.
aceste piei la un moment dat devin zestrea comunității uzilor. An de an, acea comunitate îmbogățindu-se cu noi dovezi de bărbăție, noi dovezi de adevărați bărbați, certificate, așa cum le-am spus. Cândva și cu ocazia plecării lor la luptă, acele piei rămase în sânul familiei erau purtate de către femei care rămâneau să conducă și aveau un cuvânt greu de spus în comunitate, în timp ce bărbații plecau la luptă. Așa era pe atunci. Și tot atunci, sau tot de atunci, rămâne obiceiul în această zonă ca familia să moștenească acest sceptru, dacă vreți. Acești lauri sau acei lauri, ca dovadă că din sânul acelei familii au fost ridicați bravi bărbați care au condus, fie și vremelnic, comunitatea uzilor. Asistăm așadar astăzi la o paradă a bărbăției, dincolo de fenomenul etnofolcloric care se vrea parte a patrimoniului universal UNESCO, prin frumusețe, prin unicitate, prin bucuria prezentului, prin bucuria celor din ziua de astăzi de a-și prezenta această datină, acest obicei, rămâne o dovadă că aici, pe Valea Uzului, au existat și de ce nu există încă bravi bărbați, bărbați adevărați. Pe atunci știau să mânuiască arma, erau celebri prin faptul că erau extraordinar de arțăgoși, extraordinar de bătăioși, necedând nici când un pas și nefăcând niciun pas în spate. Mai mult decât atât, comunitatea dărmăneștenilor de astăzi, prelungi și ducând mai departe această valoare, dovedesc că și ei își merită locul alături de acei mari bărbați în rândul bărbaților de astăzi. Motiv pentru care, în nume personal și în numele organizatorilor evenimentului de astăzi, vă cer să dați un rând de aplauze. Mulțumesc tare mult! Astăzi, cu ocazia acestui eveniment cultural organizat și oferit publicului, nu doar publicului prezent, ci prin intermediul camerelor de luat vederi, tuturor celor care vor viziona acest eveniment, aici se vor prezenta și vor fi prezente pe scenă doar cete din orașul Dărmănești, din localitățile orașului Dărmănești. De ce țin într-un mod deosebit să subliniez acest lucru? Pentru faptul că aici nu este un festival etnofolcloric în care toate zonele vin și își prezintă datinile și obiceiurile legate de atno. Nu. Acesta este un eveniment în care primim ca odinioară cetele de urși, cetele de mascați, ca și cum le-am deschide porțile. Noi astăzi le deschidem doar inimile. Urechile ne ajută Marius Ursu de la Sunet să le ținem deschise. Mulțumim, Marius! Așadar, aici suntem părtași la un eveniment al locului. Un eveniment în care bărbați dintre noi, bărbați dintre dumneavoastră, femei dintre dumneavoastră de aici, din Dărmănești, vin să își susțină cauza. Cauza tradițiilor devenite peste ani, preluate de la uzi și devenite românești. Îmi permit o paranteză, pentru că a fost o polemică în urmă cu o lună legată de originea unui cântec pe care noi îl fredonăm și cu care noi ne mândrim. De-a lungul timpurilor,
peste tot în lume s-a făcut schimb de informații. Oamenii care au apreciat elemente de port le-au preluat. Oamenii care au apreciat cadențe muzicale, intervale muzicale plăcute, le-au preluat, le-au transformat, așa cum îi stă bine și în definiția folclorului. Folclorul este reprezentat de nestematele făurite de poporul român și șlefuite de-a lungul timpului. De oameni mai talentați, de cei care le-au dus mai departe, de cei care le-au cizelat, le-au dat o altă interpretare și le-au făcut să strălucească așa cum strălucesc în zilele noastre. De fapt, așa s-a format folclorul. Iar aceste datini pe care noi le vom avea pe scenă sunt preluate de la o populație care a stăpânit, a locuit și a stăpânit cândva această vale. Le-am preluat și suntem mândri că le putem duce mai departe. Așa cum am preluat, fac și o glumă, în ghilimele, măturatul, și este frumos să găsești în curțile gospodarilor măturat și curat, nu? Am preluat haine de-a lungul timpului, am preluat cântece, am preluat elemente de port, preluăm în ziua de astăzi toate invențiile și inovațiile vremii, pentru că ar fi chiar culmea să trăim din nou în evul mediu. Oamenii fac schimb de informații, preiau, duc mai departe elementele care plac, elementele care îi fac pe români să se simtă bine. Cu amendamentul că este oarecum domeniul în care mă pricep un pic mai mult, chiar și maneaua, prin definiție, este cântec acceptat de comunitatea românească, preluat din folclorul altor popoare, prin excelență din muzica orientală. Preluăm ce este frumos, ne lepădăm de ce ne place mai puțin și de ce nu ne face cinste, facem abstracție de lucrurile care nu ne plac, pentru că astăzi, la final de an, când tragem linie și facem bilanț, încercăm să ne amintim cu plăcere, cu mândrie și cu speranța că se vor promova doar faptele bune, doar lucrurile bune care ne-au însoțit, doar aspectele plăcute din comunitatea noastră și din împrejurimi, doar lucrurile care ne fac cinste și exemplele care vor să ne facă mai buni. Așadar, oameni buni, în așteptarea alaiurilor devenite celebre din Valea Uzului, din Dărmănești, George Cojocărescu, gazda dumneavoastră din ziua de astăzi, vă spune: bine v-am găsit, oameni buni, bine v-am regăsit. Vă amintește că de fiecare dată vine cu plăcere în Dărmănești, nu doar astăzi, în zi de sărbătoare, cât și ieri, întorcându-mă de undeva de la poalele muntelui Nemira, cât și acum 2 săptămâni venind în zonă la niște familii care mă primesc frumos și care, cred eu, sunt prietene, și cu speranța, de ce nu, că mă voi împrieteni cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Deocamdată, vorba televiziunii, publicitate. Mulțumesc tare mult! Aplauzele lăsați-le pentru mai târziu. Pe mine, domnul primar. Știți că pe mine mă plătește după cât s-a aplaudat dumneavoastră de sală. S-a aplaudat atunci. La noastră, pe noastră și cu Mira Șoțea, ți se pare normal? Ia. Și ne-am adunat
dumneavoastră sunteți cu răbdare așa la 99 de grade, așa-i? Cât să dea în clocot. Asta este bine, pentru că, așa cum spuneam la prima mea intervenție, fenomenul care urmează să înceapă la Dărmănești își are originea la Dărmănești, pe această vale binecuvântată de Dumnezeu, numită Valea Uzului, nu întâmplător, ci de la faptul că odinioară, în jurul anilor 1980 și până în 1200, chiar a fost Valea Uzului. Ea a fost o vale în care au locuit o populație numită Uzi, o populație de războinici, de oameni bravi, încercați în luptă, oameni arțăgoși, care își dovedeau bărbăția și își alegeau conducătorul vremelnic, după cum am spus, doar pentru un an de zile, în urma unei confruntări cu natura și nu orice confruntare, ci o confruntare cu cel mai puternic mamifer din Europa, și anume ursul. Din păcate mă sună și pe mine ca și pe dumneavoastră. L-am dat pe avion. Avion cu motor. Așadar, rog pe cei care filmează să taie la montaj micile mele scăpări, pentru că nu este om fără greșeală. A greși omenește, a nu recunoaște o drăcie. Dragilor, în fiecare sfârșit de an se pregătea alegerea următorului comandant al armatei, al grupării de luptători dintre Uzi. Aceștia erau aleși în urma unor confruntări cu ursul și pentru a-și dovedi bărbăția și reușita în lupta cu ursul, aceștia veneau în mijlocul comunității și prezentau trofeul, prezentau mărturia izbânzii, și anume pielea ursului pe care o înălțau și o ridicau deasupra capului. Așadar, noi, cei din prezent, îmblânzim natura, ne supunem ei ca niște fii ai naturii, dar o supunem și o controlăm, pentru că asta este datoria noastră a oamenilor, primită prin binecuvântarea creației. Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Este datoria noastră de a stăpâni și de a umple pământul. Acest obicei, pornit din negura vremurilor de la Uzi, este preluat și astăzi de bărbații adevărați din comunitățile pe care le reprezintă, de femeile care îndrăznesc și au curajul să poarte lana ursului, așa cum odinioară femeile Uzilor preluau această sarcină de la bărbații plecați în luptă. Deopotrivă, bărbați și femei poartă și astăzi, în amintirea timpurilor de atunci, cea mai frumoasă formă de prezentare a respectului pentru natură. Omul învinge natura, se supune ei, dar o stăpânește așa cum cere porunca divină a creației. Vreme de sute de ani, de la Uzi încoace, bărbați bravi din Dărmănești preiau acest obicei, pentru că și Uzi lăsau ca moștenire această sarcină de a purta blana peste ani, ea lăsându-se moștenire din generație în generație, încât fiecare familie care deținea o blană sau mai multe se mândrea că din rândurile acelei familii au pornit și au stăpânit cândva, au condus comunitatea Uzilor. Aici, pe această scenă, la acest festival care este unic atât pe Valea Trotușului, cât și în lume, vom asista la o paradă, la un joc susținut de cetele din cartierele orașului Dărmănești. Nu suntem martori unui festival în care își dau concursul invitați din afara hotarelor acestei localități, ci suntem
gazdele care fac comunitate de istoricul acestei voi. Nu uitați, totul începe cu Ujii, cu Valea Uzilor, care a preluat numele de la Uzi, cu lacul, cu poiana Uzului și, de ce nu, cu râul care poartă valorile dumneavoastră, printre care Jocul Ursului dansat astăzi, peste mări și țări. Închei mica mea intervenție mulțumind celor care filmează și care ne fac văzuți nu doar la nivelul întregii țări, cât cred eu peste tot în lume. Cedez microfonul domnului primar, primarul orașului Dărmănești, domnului Constantin Toma. Mulțumesc, George, mă bucur că ai reușit să faci corectura de anul trecut sau acum 2 ani, când ne-ai făcut comună. Suntem oraș, George, mulțumesc că anul ăsta am văzut că ai accentuat orașul Dărmănești. Dar domnule primar, nu eu am accentuat, dumneavoastră și comunitatea dumneavoastră ați transformat acest loc din comună în oraș. Mulțumesc, George. Și eu vă mulțumesc. Dați-mi voi să vă salut pe toți și să vă spun la mulți ani. 31 decembrie înseamnă pentru noi poate cea mai importantă zi de peste an. În 31 decembrie comunitatea din Dărmănești, cu mic, cu mare, cu tânăr și bătrân, cu femei și bărbați, se adună aici în piața centrală la acest festival al ursului. Aici a luat naștere tradiția jocului ursului, așa cum spunea și George mai devreme. Cu mai bine de 1000 de ani în urmă, în anul 980, aici la Dărmănești, au poposit Uzii, un trib de războinici care avea, printre altele, rolul de a păzi trecătoarea care astăzi poartă numele de Trecătoarea Uzului sau Valea Uzului. Popor migrator și foarte războinic, își alegea în fiecare an conducătorul militar din militarilor, din războinicilor, pe cel mai bun, pe cel mai viteaz și cel care reușea în decursul anului, până în ultima zi din an, să omoare cel mai puternic animal care era ursul și în bătaia tovelor lua pielea de urs pe el și venea și cerea acel sceptru care era toporul. Iată că după plecarea Uzilor în anul 1250, comunitatea a împărtășit această tradiție și an de an, în 31 decembrie, cu mic, cu mare, așa cum spuneam, îmbrăcăm peile de urs să ne arătăm demnitatea, neînfricarea, faptul că ducem mai departe tradiția. Sigur că m-a întrebat cineva la câta ediție suntem. De 1000 de ani e greu să mai ținem cont de numărul edițiilor. Mi-aduc aminte în anii 70, prin 74-75, fiind tânăr copil la câțiva anișori, îmbrăcam fie pielea de urs, fie ne mascam, așa cum vedem aici, fie toboșar, veneam aici la Dărmănești. Și cei care sunteți mai bătrânei așa, vă aduceți aminte cum securitatea încerca să ne oprească de la această frumoasă datină. N-au reușit să ne oprească, cu siguranță nici de aici încolo nu vom fi mai slabi decât au fost înaintașii noștri și vom duce această tradiție frumoasă mai departe. Fiecare ceată este din Dărmănești. Noi nu avem cete din altă parte pentru că ar fi o blasfemie pentru noi, cei care am inventat această tradiție, să decădem aici în orașul Dărmănești. Fiecare ceată reprezintă un cartier. Fiecare membru din ceată sunt oameni care înainte de 31 decembrie poate lucrează în fabrică, suntem ingineri, profesori, medici, muncitori și așa mai departe. Nu suntem niște actori care să ne strângem doar așa la strigătul unuia sau altuia. Asta este tradiția noastră și o veți vedea autentică aici cu moșnegii noștri îmbrăcați în aceste frumoase
cojoace, pentru că suntem și crescători de oi și de vaci. Suntem una dintre comunitățile cu cel mai mare număr de oi din județul Bacău și de vaci. Asta înseamnă că suntem oameni harnici, credincioși, dar nu uităm de tradiții. Vreau să-i salut și pe invitații noștri. Au venit să ne sprijine nu numai în 31 decembrie, ci în fiecare zi a anului, și dați-mi voie să salut pe domnul ministru al mediului Mircea Fecher, un prieten apropiat dărmăneștenilor, care, așa cum spuneam, an de an, zi de zi, este alături de comunitatea noastră. Avem și două fete tare frumoase și aș vrea să le apreciați. În stânga și în dreapta mea sunt acele dărmăneștence autentice, cu haina populară și cu coșul de bucate. Să știți că fetele chiar au niște bucate foarte faine în aceste coșuri, făcute de mânuțele lor. Colăcei, pentru că, dacă vă amintiți, în ajun de an nou la noi se umblă cu acea colindă, și dacă vreți să le colindați, cu siguranță veți primi de la ele câte un mic colăcel. Avem și tânăra generație care ține stintardul sus și mă bucur tare mult că sunt alături de noi, pentru că mâine vor trebui să preia ceea ce noi astăzi facem. Avem alături de noi pe domnii subprefect, pe doamna deputat, știu că era aici, colegi din Consiliul Local, colegi din deconcentrate, tuturor le spun la mulți ani și le mulțumesc că au fost alături de noi și că sunt alături de noi astăzi la Dărmănești. Îl rog pe domnul ministru să ne transmit un mesaj, după care dăm drumul la acest frumos festival care ne bate la ușă. Domnule primar Toma Constantin, dragi dărmăneșteni, distinse oficialități, am ascultat și eu această frumoasă lecție de istorie despre ceea ce se întâmplă pe aceste meleaguri de 1000 de ani. E adevărat că dacă atunci se alegea căpetenia în fiecare an, astăzi o alegem o dată la 4 ani și sunt mândru să-l am prieten pe căpetenia orașului Dărmănești, domnul primar Toma Constantin. În același timp, aș vrea să vă spun că suntem un județ extrem, extrem de bogat în tradiții și în obiceiuri. Și faptul că ne putem mândri cu acest lucru se datorează și dumneavoastră, dragi dărmăneșteni, pentru că de atât de mult timp țineți vii aceste tradiții, vă mândriți cu ele și le faceți de la an la an mai frumoase și mai bogate. Așadar, vă mulțumesc în numele Guvernului României pentru acest lucru și sper să ne vedem sănătoși, pentru că și eu am tradiția mea la rândul meu, în fiecare an, în ultimii ani, e adevărat, pe 31 decembrie am fost aici la Dărmănești. Așadar, la mulți ani, dragi dărmăneșteni, să ne vedem cu bine la anul și sănătoși! Mulțumesc domnului ministru, mulțumesc dumneavoastră tuturor. Nu uitați că la trecerea dintre ani vom avea un frumos foc de artificii în piațeta din fața primăriei. La mulți ani, dăm drumul la festival! Prima treacă care vă lua pe scena din Dărmănești, deschide acest festival, trecem în uralele și în aplauzele dumneavoastră. Treata din cartierul Mască, condusă de Mihai Brătescu.
supărat și din palpă ridicat. Frate, rampa la o parte, să vezi cu mare plugare, se apropie de noi și vezi plugul tras de voi. Vă urăm, vă povestim și vă strâng, vă amintim. Plug prestat cu patru boi, patru luptă mă-i plăcăi și strigați cu toții. Hei, hei! În seara de Sfântul Vasile mi-a furat căciula câinii și am găsit-o sufereastră aici la casa dumneavoastră. Și venind după căciulă să vă trag și o urătură, gospodari și gospodine și voi tinere copile, fete mari de măritat și flăcăi de însurat. Am venit să urc de bine, a venit Sfântul Vasile și am pornit-o necușeară cum e obiceiul la țară. Ia mai mâneați, măi! Pe frunză verde lămâiță s-a schimbat lumea vădiță. Nu mai este așa fost obiceiul strămoșesc, căci de când cu moda nouă nici Dumnezeu nu ne plouă. Ardă-l focul celălalt arde pe ăla care băga moda în sate, căci moda e o boală grea, nu mai scapi ușor de ea. Trece de la om la om ca omizile la pop, și din om ce ești în stare te face o arătare, te bagi lumea în spitale. Ia mai mâna, mă! Dar nu suntem de Ișcolea, suntem de la Buda Veche, unde mânta trece și moțanul cu ciocanul își adună gologanul. La urmă și la multa! Care comandă la urși? Cine comandă la urși? Thank you.
Gândiți la tocină! Hai și limba la poliță! Hai și-ți facă putin fuzor! Hai ușurie, ușurie! Hai că-i mâncă ca mine mers! Hai și pe stradă de purce! Bucuroși, bine v-am găsit sănătoși cu această urțoaică mică ce știe să joace de frică. Iar de frică n-a jucat, dar Sfântul Nicolae în mâna mea. Hăvăi, vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Hai toate-n coate și-n genunche, toate-n coate și-n genunche. Hăvăi, s-apropie de sat și s-apropie de sat. Hai la neveste cu bărbat, plăcă-i de-nțurat. Apoi Moș Gavrilă, javră mare, Moș Gavrilă, javră mare, hai scoală-te-n două picioare, scoală-te-n două picioare. Apoi să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine, hai că tu mă asculți pe mine, că tu mă asculți pe mine. Apoi nu m-ai ascultat tu zău, tu m-ai ascultat tu zău. Hai dați-te teamă de Cearlău, dați-te teamă de Cearlău. Hai că Cearlău-i pironitul, că Cearlău-i pironitul. Hai pentru corpul tău gătitul, pentru corpul tău gătitul. Hai și făcut de un moș al meu, și făcut de un moș al meu. Hai măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Hai o săracă țigă-n cușă, o săracă țigă-n cușă. Hai că mă vedu ea la ușă, că mă vedu ea la ușă. Hai așa strigă-n gură mare, așa strigă-n gură mare. Arză-te-ar focul țigane, arză-te-ar focul țigane. Hai unde-s paralile tale, unde-s paralile tale. Hai de n-aduci în casă sare și la copii de mâncare. Hai tu paralelele bei, tu paralelele bei. Și te asculti cine vrei, și te asculti cine vrei. Thank you.
bine. Băi, era Bogdan acolo, primărie. We'll be right back.
Thank you.
ceata mășcășanilor! Trăiască primarul orașului Dărmănești! Trăiască consiliul local! Trăiască ceata mășcășanilor! Mihai Bratescu! Vă mulțumim! Ceata mășcășenilor, foarte frumos ați ieșit, felicitări! Dacă ungurenii care se încălzesc acolo le era teamă de mășcășeni în anul trecut, anul ăsta chiar trebuie să aibă frisoane puternice, că ați ieșit foarte frumoși. Din partea noastră a Consiliului Local, un mic dar aici și din partea domnului ministru Colacu, făcut din făină și sare. Felicitări! Așteptăm aplauze din public pentru ceata care a deschis festivalul de astăzi, ceata din cartierul Mașcaș. Mulțumim tare mult cetei mășcășenilor și în aplauzele dumneavoastră îi rugăm să coboare de pe scenă și să primim ceata ungurenilor. Domnilor și domnilor, ceata ungurenilor, ceata din cartierul Brătulesc, condusă de Petruț Oancea. Mai dați un rând de aplauz, așa, cei care nu filmați. Absolut superb! Absolut senzațional! Domnilor și domnilor, ceata ungurenilor, ceata din cartierul Brătulești. Thank you.
copiii și vă domnișori fii. Îi dormiți, nu dormiți, vă rugăm să vă treziți. Dați urechea la pereastră și ascultați urarea noastră. Zurgăle și clopote, instalat mai plăcă! Hei, hei! Noi plugari de câmpul lung, am pușat tipoi la plumb și-am venit la dumneavoastră să vă zicem urarea noastră. Zurgăle și clopote, instalat mai plăcă! Popușoi de 5 grădini, brânză de la 9 stâni, lapte de la 7 vaci, făină din 10 saci. Dar iubești, îi purlești și de asta nu mai crești. Multi, multi voi mai spune că eu sunt capul de glume. Dacă începam o glumă, precisui de urătură. Chiar am un seara asta, am făcut o socoteală, că din casa dumneavoastră am să vreo 3 parali și urechiu din descovine să-mi șterg gâtul din rugine. Cum visam așa deodată, am văzut o ghepată, ochi căprui și budijo, de-am rămas în nipelul. Limba mi se împedice, graiul mi se pâlbuie și inima mine păte ca un ceas în mine păce. Și-au un leu ce-aș fi păcut, ochii fetei să-i sărut. Uite și ceva mai bine, au un leu și voi de mine. Nu-i nici fată, nici nevoastră, era mâța la fereastră. Stătea mâța și prive cum mă îndrăgoste de ei. Zurgăle și clopoței, infărată mă plătei. Scurt și gras ca polopocu, țineam una pudulii, soacră mea ca-n durdulii, cu părul de duș, n-ai de unde să l-a pus, și cu cojocea din miel, din 30 chei din miel. Când se îmbracă ca mamila, ei mai decât Camila, a avut și ea bărbat, talata contra la stat. Era mic și crecănat și chica noaptea din pat, mai purta și evazat din velure cam roșcat. Pălărica mexicani, cu purtași și gogomani, zurgăle și clăpăței, infărată-mă să ne fie! Doamnul și la mulți ani! Și vor urca pe scenă, în aplauzele dumneavoastră, urșii setei ungurenilor! Mulțumim încă o dată tuturor celor care transmit atât prin intermediul posturilor de televiziune, cât și prin intermediul rețelelor de socializare. Acest fenomen, aș spune eu, unic în lume,
atât prin frumusețea costumelor, a blănurilor, dar și prin autenticitatea întreg ansamblului joc, costum, om. Haideți să auzim aplauzele dărmăneștenilor, cei care întâmpină cu urale ceata ungurenilor. Păi din Nemirul cel Tisor! Oh!
pătrună! Hai pe la mijloc de pădure! Hai câinii să vă tăciure! Hai nu știu-i mânt de orbotă! Voi ori îi pui de unguia! Hai un dincioacă ungurienii! Hai din dinsul pământul cerii! Hai roate, roate, nu pătata! Hai cui de roate, vânt de roata! Și iar verde gogușar! Hai jos cu doamna domușar! Hai bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit, sănătoși! Cu aceeași urși, mânioși, aduși din Asia, amică, să joace de frică! Dar de frică n-ar juca, dar Sfântul Neculaia! Hai de scenă la Germania! Hai
Hai nu, 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 și nu, tenda! Hai că tu ești amirana! Hai că tu ești amirana! Hai că
Îl invităm pe domn primar alături de noi pe scenă. Și până vine dânsul azi, am vrea să vă prezentăm un pic ceata ungurienilor, care este una din cele mai originale cete. Priviți aceste blând de urs, nu o să le mai vedeți la alte cete, cât sunt ele de frumoase și de originale. Ceata ungurienilor este singura, printre singurele cete care a mai rămas originală și este ceata satului. Trăiască ceata ungurienilor! Trăiască capul de ceata ungurienilor! Dăm cuvântul domnului primar dacă vrea să discute cu noi. Mulțumesc tare mult, ceanta ungurenilor, foarte faineță și foarte, foarte frumos. Și nu sunt doar aprecierile mele, ci sunt foarte multe păreri din public. Mi-au spus că ungurenii anul ăsta au spart standardele, da? Felicitări, foarte frumos am văzut. Uitați-vă aici ce frumoasă e tradiția. Haideți să vă întoarceți un pic să facem o poză acolo. Ia uitați aici un urs adevărat. Cât are copilașul? Un an și două luni și mama puiului e lângă, pentru că așa e la noi tradiția, tată urs, mama la fel și la un an și două luni deja au făcut inaugurarea. Aplauze, felicitări, foarte frumoși sunteți. Sper ca voturile dumneavoastră să se ducă acolo unde trebuie în funcție de cum apreciați dumneavoastră frumusețea peilor, a ținutelor albituri, cum spunem noi. Felicitări, invit aici pe capul de ceată și pe domnul subprefect. Domnul subprefect înmânează colacul. Să fiți sănătoși, bravo, foarte frumos v-ați organizat și din partea noastră o mică atenție și vă așteptăm după anul nou, la momentul ăla de premiere și mi-aș dori tare mult să fiți acolo unde vă este locul. Felicitări în aplauzele dumneavoastră! Ceata ungurenilor! Da? Ia uitați ce avem aici! Felicitări! Și cum se practică pe la noi, dăm și un mic cadou la urși, da? Fă frumos, suritule! Fă frumos, pulberatule! Și acolo unde negri cântă, cântă negresele se ia, trântă, trântă, s-aruncă negri în lupte, topor după topor, pistol după pistol, se audă tamurile ungurienilor, hai, se audă tamurile ungurienilor. Africa, America, acesta e dansul acestui popor. Se audă tamurile ungurienilor, hai, se audă tamurile ungurienilor. Trăiască ceata ungurienilor! Se trăiască domnul subprefect Narcis Jidaru! Și pe această cale, ceata ungurienilor urează tuturor dermaneștenilor un sărbători fericite și tot ce vă doriți, la anul și la mulți ani, așa-mi dă foc la drecusa, hai ne-a luat și și-a plecat! Așa-mi zis verde, firmor! Hai acasă, puișor! Hai că pun mâna pe pistol! Hai ce mai rea, ce mai vicleane! Hai a fotbalul ucureane! Hai asta e ursul ursului! Hai din bivalea uzului! Hai covoară în cedișor! Hai ursul curenilor! Hai stai bătă de cedilor! Hai cea mai rea, cea mai vicleană! Hai a fotboală ungureană! Hai și-am zis verde, firmohor! Hai hai acasă, puișor! Hai hai da, hai da, după data! Hai cu-i de-a șase vârte roata!
Mulțumim cetei ungurenilor din cartierul Brătulești. Mulțumim domnului Petruțu Ancea, șeful cetei ungurenilor. Și urmează pe scenă ceata din Plopu, condusă de Vasile Ciurlică. Pregătiți aplauzele pentru ceata de la Plopu. Ceata plopenilor. Thank you.
frunzulițe treia luni. Păi de tine o porti lume. Păi că mă duc să-l văd tăciune. Păi din la muntinii cel mare. Păi un din bradui în colori. Răscultină bradului. Avea urs, păi că mă doi pui. Și mă duc în cetișor. Să-i fur un puișor și puișorul a țipor. Dar un șoaică mă mușcor. Tu cu minții din ustoi. Scot cuțitul și te toi. Tot în poate
se apropie de soț și se apropie de soț. La femeie cu bărbat, la fete de măritat. Băi, urs Gavrilă, joavră mare, urs Gavrilă, joavră mare. Scoală-te-n două picioare, scoală-te-n două picioare. Hai să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine. Că tu mă asculti pe mine, mă asculti pe mine. Hai, nu mai asculta tu zeu, nu mai asculta tu zeu. Da-ți-e teamă de ce-ar rău, da-ți-e teamă de ce-ar rău. Hai că ce-ar rău-i pironit, că ce-ar rău-i pironit. Pentru capul tău gătit, pentru capul tău gătit. Hai și făcut de un moș de-an eu, și făcut de un moș de-an eu. Măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Hai, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post. De când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. Hai, și acasă când am ajuns, și acasă când am ajuns. Am găsit la catopos, am găsit la catopos. Hai, discui la cătul cu mâna, discui la cătul cu mâna. Intr-un casă cu deasăla, intr-un casă cu deasăla. Hai, o să rog o țigă-n cușă, o să rog o țigă-n cușă. Când mă văzuia la ușă, când mă văzuia la ușă. Și-așa strigă-n gura mare, și-așa strigă-n gura mare. Ardă-te-ar focul țigane, ardă-te-ar focul țigane. Hai, unde sunt parale tale, unde sunt parale tale? Te n-aduci în casă sare și la copii de mâncare. Hai, tu paralele le bei și te cu cine vrei. Hai, visă-l domnul Martini. Hai, cântă pânii cu mazini. Și-ți mai dau și altceva. Te-am adus din la propunul din ăsta. Uite ce stăpui de aut! Din la propună am adus! Păi l-am adus din Michigan! Păi când era cât un cățel! Și-acum mai mari din tot! Și i-am pus de rigamot! Hai cu alavânt, cu corobarul! Eu m-am dus cu pădurarul! Pădurorii, pădurorii! N-ai văzut două urs mai mari! Mai era într-o fârreu! Bulgaria, bolă, un bou!
Corona, puia, pune! Că-i mâncat găinele! Bă, poate e vecinele! Ceartă și cu gospodari! Că-i mâncat voi și coi! O vacă și trei curcani! Și-ai să trăiesc 10 ani! Nu te da și nu te da! Ăsta e ursul în camera! Na-na-na și na-na-na! La tulpină bradulul!
îngerul mi s-a rugat, să-ți pot bine de jucat. Într-o joi de dimineață, când m-am pus să stau la bas, s-au suit cușii pe cos. Sărbători fericite, bucurii și numai bine. La mulți ani din partea CETE de la Plopu. La mulți ani primăriei și consiliului și dumneavoastră telespectatorilor. La mulți ani. Haideți să dăm un rând de aplauze pentru felicitări plopenilor. Felicitări plopenilor. Vreau să le mulțumesc în mod deosebit pentru faptul că au reușit și în acest an să organizeze, să organizeze ceata de la Plopu și avem aici un om tare, tare, să zic așa, cu inimă mare, pentru că datorită lui se întâmplă asta. Felicitări! Aveți și un pliculeț din partea noastră și colacu. Unde ați dus colacu? Să-l vedem. Uite aici și colacu, da? Cu niște ani în urmă Plopu renunțase la mai face ceată și cu bunăvoința acestui om drag, iată că Plopu vine, face această ceată frumoasă, sunteți o comunitate mare acolo, de la an la an creșteți, felicitări! Haideți să-i aplaudăm ceata de la Plopu! Și aici în spate, mulțumim frumos și dumneavoastră! Am văzut copilași frumoși, uite niște fete frumoase acolo, bravo, felicitări! Vă așteptăm și la anul să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu un an bun! Dar fete foarte frumoase, cele bătrâne ale tale, cele tinere ale mele. Și la Irozi numai fete au fost, da? Deci atenție, Irozi numai fete. Felicitări și lor! Bravo, ia uitați ce Irozi frumos avem aici. La mulți ani încă o dată urmează ceata de la Sălătruc. În aplauzele dumneavoastră se retrage Plopu și așteptăm Sălătrucul. Ceata de la Sălătruc, condusă de Iulian Murărașu. Îi așteptăm alături de noi, ceata Sălătrucului.